Citim de la Matei, capitolul 26, începând cu versetul 57. Cei care au prins pe Iisus l-au dus la marele preot Caiafa, unde erau adunați cărturarii și bătrânii. Petru l-a urmat de departe până la curtea marului preot. Apoi a intrat înăuntru și a șezut jos cu aprozii ca să vadă sfârșitul. Preoții cei mai de seamă, bătrânii și tot soborul căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Isus ca să-l poată omorâ. Dar n-au găsit niciuna, măcar că s-au înfățișat mulți martori mincinoși. La urmă au venit doi și au zis, acesta a zis, eu pot să stric templul lui Dumnezeu și să-l zidesc iarăși în trei zile. Marele preot s-a scurat în picioare și a zis, nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc aceștia împotriva ta? Iisus tăcea și marele preot a luat cuvântul și a zis, te jur pe Dumnezeu cel viu să ne spui dacă ești Hristosul Fiul lui Dumnezeu. Da, a răspuns Iisus, sunt. Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis, a hulit, ce nevoie mai avem de martori? Iată că acum ați auzit hula lui. Ce credeți? I-au răspuns. Este vinovat să fie pedepsit cu moartea. Atunci l-au scuipat în față, l-au bătut cu pumnii și l-au pălmuit. Zicând, Cristoase, prorocești -ne. Cine te-a lovit? Amin. Sunt oameni care spun că Domnul Isus Hristos a fost o persoană reală. Dar că el a fost judecat în două procese, la finalul vieții sale pământești, un proces religios și unul politic. Și că în ambele procese el a fost găsit vinovat. Noi ne-am uitat deja în trecut la procesul acesta politic în care Domnul Iisus Hristos a fost judecat. Vă aduceți aminte că soția lui Pilat, pe când era el pe scaunul de judecată, i-a trimis să spună să n-ai nimic de a face cu neprihănitul acesta. Iar Pilat, la finalul procesului, zice Eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia. Iar evreii zic nu zic este vinovat. Ce, zic, ce zic ei? Sângele lui să cadă deci ei își asumă toată vinovăția. Deci procesul se termină, tot procesul decurge și se termină cu o declarare a nevinovăției Domnului nostru Isus Hristos. Dar nu la fel este cu procesul religios. Procesul religios se termină cu o acuzație de hulă împotriva Domnului Isus Hristos. Hula în Vechiul Testament era pedepsită cu moartea la porunca lui Dumnezeu. Întrebarea din această dimineață la care trebuie să răspundem este dacă procesul religios făcut Domnului Isus Hristos a fost un proces corect. Pentru că dacă a fost un proces corect, înseamnă că și concluziile sale sunt corecte. Ceea ce înseamnă că Domnul nostru Isus Hristos, după procesul acesta, dacă ar fi fost corect, este vinovat și că El nu era mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dar pe parcursul acestui pasaj veți observa două lucruri care mereu se combină. Unu, elemente ale procesului acesta pe care îl putem observa și din care putem extrage adevărul despre cum a fost procesul, bun sau rău, și cei care au fost procesul. Pentru că atunci când un proces este rău, un proces este făcut de niște oameni, nu? Dacă procesul este rău, înseamnă că oamenii ăia au niște probleme. Nu? Este cu neputință să spui un proces a fost rău în întregime, de la cap la coadă, dar oamenii de acolo au fost impecabili. De aceea vom observa aceste două lucruri falsul proces care, a, religios care a fost făcut intentat lui Isus și în același timp când te uiți la falsul proces, un diagnostic pe care Matei îl face liderilor religioși a vremii sale. Și ambele lucruri sunt importante. Unul pentru noi și este important că Matei lasă lucrurile acestea. Au fost multe acuzații care au fost circulate zvonuri despre Domnul Isus Hristos. Și el cu minuțiozitate ne-a lăsat detalii despre procesul acela ca după mii de ani să putem să ne uităm în Scriptură și apropo, nu este nimeni care neagă că procesul s-a întâmplat așa. Unul care să vină cu o altă versiune de proces Să să zică, nu mai Matei vă mințit. Uite cum a fost în realitate procesul. Nu. Acesta este, Scriptura nu este doar o carte așa spirituală pentru sufletul nostru din care noi ne hrănim spiritual. Este. Dar Scriptura este și un document istoric. Nu este un document istoric, dar este și un document istoric. Are informații istorice. Și procesul acesta este un proces istoric. Da? Creștinismul este cea mai mare religie de pe pământ. Acesta este un proces istoric care are de-a face cu întemeietorul acestei religii. Și este important pentru noi să știm cum a fost judecat Domnul Isus Hristos, dacă procesul lui a fost corect sau a fost fals. A fost fals, vom vedea de ce. Dar în același timp vom învăța în această dimineață modalitatea în care noi putem depista falsii slujitori religioși. Falși slujitori religioși au fost în vremea Domnului Isus, și vor fi până la finalul vremurilor. Ei au niște caracteristici care nu se schimbă. Au niște caracteristici care nu se schimbă. Și le vom observa în dimineața aceasta. Vreau să dăm puțin înapoi în scriptură, să ne uităm la versetul 47, unde spune pe când vorbea El Iisus cu ucenicii, iată că vine Iuda din unul din cei 12 zice, și ascultați descrierea. Cum începe procesul, practic? Judecata aceasta Domnului Isus cum a început? Zice așa, a venit cu o glată mare, cu săbii și cu ciomege. Ce pare asta? Că dacă, dacă, ai putea să vizualizezi și să-l vezi nu într-un film, asta pare o gașcă. Vreau să observați, distanța e enormă. Avem pe mari preoți, știți, cu robele lor, cu atitudinile lor religioase. Doamne, oameni demni, nu? Oameni nobili. Oameni care stăteau cu Biblia în mână. Oameni care dădeau învățătură poporului, nu? Oameni, și după aia avem preoții care aduceau jerfe, care făceau rânduiala la templu. Bă, erau niște oameni cu o demnitate deosebită în poporul Israel. nu i așa? Oameni religioși. Și pe de cealaltă parte, dacă dai următoarea scenă, vezi o gloată mare cu săbii și cu ciomege. Trimiși de? Foarte interesant, nu? Trimiși de preoții cei mai de seamă și de bătrânii norodului. Nu-i bizar? Nu-i? grotesc. Să vezi un om acum cu Biblia în mână și după aceea tocmind niște vagabonzi, niște scandalagii, o gloată de tâlhari să se ducă cu ciomege și cu săbii. O gașcă. Au tocmit o gașcă care se ducă să ducă să-L prindă pe Domnul Isus Hristos. Asta arată de fapt atitudinea lor. Și ăsta este primul lucru care invalidează procesul. Modul în care a început procesul acesta, modul în care l-a prins pe Domnul Isus Hristos, a fost ilegitim. Ei nu aveau autoritate politică. Mari preoți nu se puteau trimite pe cineva să ducă să, ia, să ridice pe unul de pe stradă, așa, pe capul lor. Asta putea să facă brațul politic. Nu putea să facă religios. Eu, de exemplu, nu pot să trimit pe nimeni, nicăieri, să ducă să ridice pe cineva de pe stradă. Asta ar fi răpire. Deci, ai pușcărie 100%. Da? Deci, oricând o asemenea, uh, uh, un asemenea comportament intră sub incidența legii și toți cei scapă nevinovați. Deci procesul acesta începe folosind forța brută. Acum vedeți, în realizarea planurilor Dumnezeu în lume cu biserica și pe vremea respectivă cu liderii religioși, forța brută nu are absolut niciun rol. Dumnezeu nu a lucrat prin slujitorii lui cu forța brută. Uite-te la profeți. Uite-te la oamenii lui Dumnezeu pe care Dumnezeu a ales. Și asta, asta este viciu, primul viciu și de fapt viciu care, uh, uh, care, distruge validitatea întregului lor proces. Deci, primul lucru pe care îl vedem aici este că se folosesc de forța brută pentru realizarea planurilor lor. Și vedeți mentalitatea lor de gașcă. Sau gândit la Iisus, o să fie cu mai puțin că e noaptea și acum ne ducem noi cu gașca noastră la mai mare, cu mai multe ciomege, cu săbii și îl prindem. Da? Gândeau având mentalitatea aceasta de gașcă și să folosesc de forța brută. Al doilea lucru pe care îl observați tot aici este că acționează pe întuneric. De ce? De ce acționează noaptea pe întuneric? De ce începe un proces în felul ăsta? Știți că avem noi vorba asta în România de când cu protestele noaptea ca hoții. Nu așa se face un proces, nu e așa. Mai ales un proces atât de important. Ai persoana numărul unu important în Israel, care ia atenția întregii lumi, da? vorbim de zona respectivă, și tu te duci noaptea, noaptea ca hoții. Dacă vrei să faci un proces adevărat, legal, corect, îl faci la lumina zilei. Nu te duci și -l faci pe ascuns. Când l-au prins, când a dispărut, nimeni nu știa. Nimeni nu știa. Este clar că procesul acesta este viciat de la bun început. Dar de ce acționează ei noaptea? Deci, Domnul Iisus spune în Ioan capitolul 3 în felul următor versetul 20. Căci oricine face răul, urăște. Ce urăște? Lumină. Oricine face răul, urăște lumina. Și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele. Cum ar fi reacționat poporul și cum ar fi dat în fața poporului, cum ar fi arătat marii preoți ca unii care au trimis o gașcă nu, cu săbii și cu ciomenii. Și ar fi permis ei să facă lucrul ăsta ziua? Nu. Pentru că reputația lor ar fi fost distrusă odată pentru totdeauna înaintea mulțimilor. Odată pentru totdeauna. Pentru că s-ar fi arătat cine sunt ei cu adevărat. Cine sunt ei cu adevărat. Următorul lucru pe care le vedem aici, versetul 57. Cei ce au prins pe Isus, l-au dus la marele preot, caiafa unde erau adunați cărturarii și bătrânii. Pentru la a urmat și el de departe, până la curtea marelui preot, a intrat înăuntru, așezut jos cu aprojii ca să vadă sfârșitul. Preoții cei mai de seamă și ascultați, bătrânii și tot soborul, un proces niciodată nu se deschide dacă nu e o mărturie, nu? Nu acuz pe cineva decât dacă există. Un zvon, o acuzație, o mărturie, niște martori, dacă există deja ceva. Nu dacă există vorbe aruncate în vânt aiurea. Și spune așa, preoții cei mai de seamă, bătrânii și tot soborul, ascultați, căutau vreo mărturie. Păi nu cauți după ce ai început procesul. Ce să cauți după ce ai început procesul? Un proces se începe pentru că există deja o mărturie. De fapt, mărturia generează procesul. Există o acuzație, există o vinovăție și atunci se începe un proces pentru a se vedea dacă acuzația este validă, dacă e corectă sau nu. Ei acum erau cu... L-au adus, au început procesul și ei acum căutau vreo mărturie. Îl incriminează pe Domnul Isus Hristos fără nicio dovadă. Și asta este... Ăsta este un diagnostic al farșilor slujitori. Sunt oameni care pun ștampile de vinovăție pe oameni care sunt inconfortabili. Nu pentru că au lucruri care să-i acuze, ci pentru că li sunt inconfortabili. Și da, sunt oameni inconfortabili, dar fără dovezi nu pot fi acuzați. Și asta vedem în versetul de la 57 și versetul 59. Că ei nu aveau mărturie împotriva Domnului nostru Isus Hristos, l-au prins fără niciun fel de dovadă, nu au adus niciun fel de acuzație, nu aveau și îl incriminează. Îl incriminează. Vedeți, versetul 50, 59 zice, după ce au căutat mărturile astea, n-au găsit, nu au găsit niciuna. N-au găsit niciuna. Ei căutau mărturii false pentru a-l putea reduce la tăcere. Zilele astea, de fapt, de ceva timp discută chestiunea asta. Vezi cu internetul. Oamenii discută tot felul de lucruri. Și cel mai simplu să-l decupezi pe om. Îl decupezi pe om. Acum ai posibilitatea cu telefonul să faci o poză și să faci blur, adică să pui în ceață tot și să-i lași o propoziție. Păi oricine ar putea fi acuzat de orice, nu-i așa? De putea să fie acuzat de orice. Dacă ți se decupează o chestie pe care tu ai spus-o. Și exact, vom vedea imediat, exact asta fac ei aici. Ei nu aveau o mărturie falsă despre Domnul Iisus. Ei căutau o mărturie falsă. Ei căutau una, nu aveau. Și singurul lor scop era să reducă pe Domnul Isus Hristos la tăcere. Și ăsta este lucru care se întâmplă astăzi și pe care îl fac și credincioșii. Am auzit că cu tare au zis ceva. Păi eu scos total din context ce a zis el. el a zis o sută de lucruri și printre alea au spus și lucruri respectiv care aveau un sens în contextul respectiv. Dar ce vreau să observați aici este că scopul lor era să reducă la tăcere. Scopul lor nu era să facă un proces corect. Scopul lor era ca Isus să nu mai existe, să nu mai spună absolut nimic, să nu se mai audă vocea lui, pentru că era inconfortabil pentru ei. Și uitați mărturia lor. S-au înfățișat doi la urmă. Deci asta, imaginați, -se, se face tot procesul ca a durat câteva ori. Deci nu a fost așa un proces de asta câteva minute. Și la urmă ziceau, au venit doi. De deci au venit cu. Ăștia au venit cu mărturia. Da, tată. Ăștia au adus ceva ce urma cumva să stabilească clar vinovăția. Și spune, la urmă au venit doi și au spus că Matei cumva face focalizare pe ăștia doi. Au fost multe lucruri care s-au spus acolo, dar Matei zice, nimeni nu le mai ține minte, nu au fost nimic a de spus. Da? Vorbeau aiurea. Unii într-un loc spune că se contraziceau între ei. Adică când îți mătui contradictori, nu le mai poți lua în seamă. Nu e așa dacă se contrazic în mod fundamental. Și la urmă au venit doi. Și au venit ăștia cu cea mai tare mărturie. Și au spus. Acesta a zis: Eu pot să stric Templul lui Dumnezeu și să-l zidesc iarăși în trei zile. Acuzație. Bun. Domnul Isus a zis așa. Nu a... Deci, pe lângă faptul că nu a zis așa, pe lângă faptul că nu a zis așa, vreau să luăm mărturia mincinoasă așa cum este ea. Acesta a zis: Eu pot să stric Templul lui Dumnezeu. Putea să-l strice sau nu. Vă întreb, Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, avea puterea să strice templul sau nu? Da sau nu? Da! da. Scur pe doi. Vă întreb, cine a dărâmat templul de la Ierusalim? Romanii, nu? Dar sub conducerea cui l-au dărâmat? Bine, el putea să fie conducătorul roman. Cine era Domnule? Cine a profețit și a spus că va veni judecata asupra templului? Cine? Domnul Isus Hristos. Deci în ce fel astea erau acuzați împotriva lui? Nu era niciun fel. Domn... Dumnezeu a spus în Vechiul Testament dacă va veni un proroc și va face o prorocie despre un lucru viitor, să aștepți împlinirea lucrurilor respectiv, corect? Nu poți să-l acuzi pe cineva că a făcut o prorocie, că va stricat templu, până nu văd dacă s-a stricat templu. Dar el a zis, eu pot, până la urma urmii, dacă cineva merge pe stradă și zice, eu aș putea să stric un bloc cu 8 etaje, singur. Îl ia cineva să ducă la, să ducă la pușcărie? Nu, zice, duci cu pluta. Corect, nu le ia nimeni să judece pentru lucruri respectiv. Dacă te uitai la templul la impunător care a fost făcut în 43 de ani, dacă nu mă înșel, de Irod, și auzi pe unul care trece pe acolo și spune, eu pot să stric templul ăsta. Ai râde de el și te vedea mai departe de treabă. Nu ai, nici n-ai luat măcar în calcul. Dar pentru ei asta a fost mărturia cea mai tare. El poate, auzi ce-o zis, că poate să strice templul în trei zile. Ai fi râs să zic că mai departe dacă îl considerai un simplu om. Dar el ca Dumnezeu putea să strice templul și spune după aceea, și să-l zidesc chiar și în 3 zile. Putea Isus să-l zidească înapoi în 3 zile? Nu, el putea să l zidească în 3 secunde. Putea să l zidească în 3 secunde, chiar a fiul lui Dumnezeu. Dar Isus n-a zis așa. Isus n-a spus, eu pot să stric templu și eu pot să-l zidesc chiar și în 3 zile. El n-a spus așa. Ia ascultat ce a spus Isus. Ioan, capitolul 2, versetul 19. 18. Iudeii au luat cuvântul și au zis, prin ce semn ne arăți că ai putere să faci aceste lucruri. Drept răspuns Iisus le-a zis stricați templul acesta și în trei zile îl voi ridica. Și îi zic au trebuit 46 de ani ca să se că templul acesta, vedeți, sunt 46 în 43 și tu îl vei ridica în trei zile dar el le vorbea despre templul trupului său tocmai de aceea când a înviat din morțul lui și au adus aminte că le spusese vorbele acestea și au crezut scriptura și cuvintele pe care le spusese Isus. Despre asta vorbea el. El n-a spus că poate el să se încercează, că ei îl vor strica. Că Isus nu vorbea despre templu din pietre, ci vorbea despre templul trupului său. Că adevăratul templu în care oamenii s-au întâlnit cu Dumnezeu nu erau pietrele alea. Era nevoie de pietrele alea care se întâlnit cu Dumnezeu, nu e așa? Dumnezeu este pretutinde. Adevăratul templu în care omul s-a întâlnit cu Dumnezeu este Domnul Isus Hristos și jertfa lui. Fără jertfă, fără Hristos, n ai cum să te întâlnești cu Dumnezeu. Explicația este destul de simplă, da? Deci, și uitați, mărturiile pe. Ăsta e un alt lucru pe care îl observăm în procesul acesta. Mărturiile primite erau distorsionări și cuvinte scoase din context. Distorsionări și cuvinte scoase din context. Isus a spus lucrurile acelea, Cristina, poți să dai puțin apă. Iisus a spus cuvintele acelea într-un anume context. Ei au scos, au smuls din context lucrurile acelea și evident că în contextul acesta puteau să fie făcute să însemne absolut, absolut orice. Versetul 61 și versetul 62. Marele preot s-a sculat în picioare și a zis, uitați frustrarea lui, nu răspuns nimic, ce mărturisesc aceștia împotriva ta? Faptul că De deci ce ei au, făcut, au adus niște mărturii, dar nu aveau dovezi ale mărturiilor lor? În momentul în care Domnul Iisus Hristos începea să vorbească, cuvintele pe care El le spunea puteau să constituie da? mărturii, confirmări ale vinovăției sale sau confirmări ale mărturiilor acestora. De vreme ce aceștia nu aveau nicio dovadă a mărturiilor lor, Domnul Iisus Hristos tace. Dovediți. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus spune, dovediți. Terminați-vă, faceți-vă numărul. Spuneți tot ce aveți de spus. Și ești singuri, își dau seama că mărturile acelea nu aveau nimic. Acum știți care este problema. Și noi trebuie să învățăm. Noi suntem oameni care trăim într-o lume în care să facă acuzații și să spun tot felul de lucruri. Tot felul de lucruri despre toată lumea. Noi trebuie să învățăm din lucrurile acestea. Că unii dintre noi și din modul în care procedăm atunci când auzim acuzații despre alții, am fi stat la procesul ăsta și am fi spus, ai văzut ce i spus? Ma, ce i-a spus? Ce acuzați i spus? Clar, Iisus, băi, clar e vinovat. Păi că nu s-a adus nicio dovadă. Una e să aduci o mărturie și alta a să aduci o dovadă a mărturiei. Știți că sunt oameni care au scăpat chiar de acuzația de crimă, chiar au fost vinovați pentru că n-au fost ce? Ce n-au fost? Dovezi n-au fost. Dovezi n-au fost. Și sistemul legislativ așa a fost gândit încât cineva să scape dacă nu există dovezi, pentru că dacă condamni pe cineva fără dovezi, atunci poți condam pe oricine fără dovezi, nu-i așa? Atunci orice acuzație despre oricine poate să fie luată în serios și oricine poate fi condamnat. De aceea mai degrabă lași să scape unii vinovați puțini, când nu sunt dovezi, decât să bagi mulți la pușcărie sau să condamni mulți fără dovezi. Fără dovezi. Iar ei știu lucrul acesta. Și de aceea îl forțează cumva pe Domnul Iisus Hristos să vorbească ca cumva să se auto-învinovățească, să se auto-incrimineze prin cuvintele pe care le spunea. Da? Și versetul 61 și 62, asta vedem. Ei încearcă să forțeze oamenii la mărturisire. El forțează să vorbească ca să creeze o vină. Iar nu exista. Ei vreau să creeze una. Am auzit în anumite situații și vă spun asta că știu 100% sigur anumite situații în care unii frați au cercetat pe alți frați pentru anumite probleme. Fratele a zăpăcit pe ăla de cap până la început să spună prostii. Că la un moment dat, știți, după ceasul trebi de bătut la cap, începi să spui lucruri. Te super, te enervezi, te nu știu ce. Și -a ai văzut cum au reacționat? Deci de la vina inițială, da? O, au auzit pe ăla că a făcut ceva. Nu, era nicio dovadă. Ăsta era săracul. Ce vorăște, mă, de la mine? Atât l -o făcut cu picătura chinezească și bătut la cap, cum au avut o reacție mai nepotrivită, da? Mai plină de supărare. Și o să ai văzut cum reacționează. Păi un om pocăit așa reacționează și la prima vină, care nu putea fi dovedită, s-a creat o altă vină, pentru că l-a dus pe om la disperare. Știți? Asta nu sunt lucruri, asta nu sunt metode duhovnicești. Și exact asta fac ei aici. Îl prind pe Domnul Iisus Hristos în modul în care îl prind pentru neric, noaptea, ca oții, cu gașca, îl aduc aici fără vină, caută vine împotriva lui Isus, să aduc mărturii mincinoase, zice că n-au găsit niciuna, acum când zice că n-au găsit niciuna, să nu credeți că n-au fost martori care au fost acolo, n-au găsit nicio vină. Adică din tot ce spuneau ieștea, nici măcar dușmanii, de ce este importantă propoziția asta, nici măcar dușmanii lui Isus, când ascultau mărturile, spuneau, băi, din gură că ne faci de rușine cu mărturia asta. Asta spune Biblia. Deci dușmanii lui care căutau cu disperare vină, n-au găsit niciuna. Asta spune Biblia. Acesta este document istoric. Și singura pe care au găsit-o a fost o vorbă pe care Isus a spus-o spiritual despre trupul lui și a interpretat-o literal și nici măcar aceea nu era o vină. Nu puteau să-l acuze și cu atât mai puțin să-l condamne la moarte pentru lucru uh, respectiv. Marele preot s-a sculat în picioare. Intervine marele preot. Știți că el a și prorocit la un moment dat. Și îl întreabă, te jur pe Dumnezeu cel viu să ne spui dacă ești Christos, fiul Fiului Dumnezeu. De fapt, toate evangheliile au rolul de a ne explica identitatea Domnului Isus. Și din punctul meu de vedere, întrebarea aceasta a Marelui Preot a fost cea mai bună întrebare. Cea mai bună întrebare. Dacă te uiți de la începutul Evangheliei, Evanghelia începe spunând cine este Domnul Isus Hristos. Fiul lui David, fiul lui Dumnezeu, fiul lui Avram și așa mai departe. Îi să prezinte identitatea lui, specială, unică. Da, Domnul Isus face minuni, face minuni ca să-și dovedească identitatea lui. Mesia, fiul lui Dumnezeu. Când se întâlnește cu demonizații, demonizații vorbesc din oamenii aceia și spun Fiul lui Dumnezeu, ce avem noi a face cu tine? Veniți să ne chinuiești înainte de vreme. Când Domnul oprește furtuna, Ucenicii vin și spun, cu adevărat, acesta este Fiul lui Dumnezeu. Când oamenii își dau cu părerea despre Isus, Isus îi întreabă, dar voi cine ziceți că sunt? Și Petru spune, tu ești Fiul lui Dumnezeu Peste tot, toată discuția este să recunoști cine este Domnul Isus Hristos. Dacă nu recunoști că El este Fiul lui Dumnezeu, El nu este Mântuitorul. Nu-ți folosește cu absolut nimic că ți-o da pâine, că ți-o da pește, că te-o vindecat, că o sus drace și așa mai departe. Dacă tu nu-ți dai seama cine este El și ce lucrare urma să facă El. De aceea este singura întrebare la care Isus răspunde. Pentru că este singura întrebare importantă, validă. Să ne spui, zice, te jur, îl, îl mărturisește pe Dumnezeu cel viu, să-i spună că El este Hristosul Fiul lui Dumnezeu. Și Iisus spune, da, sunt. Dar ce sunt mai mult decât Fiul lui Dumnezeu. Am să spun ceva mai mult decât identitatea mea. Am să spun ceva despre lucrarea mea. Vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul Omului, șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venim pe norii cerului. Vorbește despre înălțarea lui vorbește despre venirea lui. Dar Isus urma să moară, nu? Asta înseamnă că dacă Isus urma să moară și el vorbește despre venirea lui și despre înălțarea lui, Isus automat vorbește despre înviere. Cine să se întoarcă și cine să vină, de unde să vină dacă el moare, decât dacă între timp el înviază. Și vreau să țineți minte cuvintele acestea, pentru că ne vom întoarce e, imediat la ele. Și atunci, marele preot și-a rupt hainele și a zis, Hai, ulit! Ce nevoie mai avem de martori? Pe orice proces are nevoie de martori. Iată că acum ați auzit hula lui. Și acum, noi ne întrebăm. Dacă un om obișnuit venea și spunea, Eu sunt Fiul lui Dumnezeu, un om obișnuit din prin Israel. Este aceea o hulă sau nu? Sau nu? Ascultați. Vine unul astăzi. Nu că vine. Sunt oameni astăzi. Nu știu dacă știți. Sunt oameni astăzi care zic că sunt Hristos. De exemplu, în China, este o sectă în China care se numește creștină în care o femeie spune că Domnul Iisus Hristos s-a reîntrupat a două oară în ea. Da? Este aceea o hulă sau nu? Evident că este o hulă. Cum să nu fie o hulă? Oricine și ar rogă identitatea lui, identitatea lui Dumnezeu sau a fiului lui Dumnezeu, el un om obișnuit, hulește, bajucorește. Acum întrebarea de ce este, de ce referitor la Domnul Iisus Hristos, hula aceasta nu este validă? E foarte simplu, pentru că Iisus chiar era fiul lui Dumnezeu. De deci, ce ar fi avut dreptate în orice situație, în cazul oricărei persoane care ar fi făcut o astfel de mărturisire, dar nu aveau dreptate în cazul Domnului Isus Hristos. De ce? Pentru că ei fac o condamnare aici fără verificarea mărturiei. Bun, au făcut o mărturie ieșită din comun. Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Da? Dovezi. Ce trebuiau ei să facă atunci? Este să ia, să dovedească, să spună. Do să dovedim dacă el este sau nu Fiul lui Dumnezeu. Corect? Și luai. Bun, ce dovezi sunt? Luai oameni. Avem vreo dovadă că este Fiul lui Dumnezeu? Ce ar putea să facă Fiul lui Dumnezeu? Păi, unul, să cunoască gândurile oamenilor. Că oamenii nu cunosc gândurile oamenilor automat, corect? Le-a cunoscut? De atâtea ori. Doi, Fiul lui Dumnezeu, dacă este Dumnezeu, că e Fiul lui Dumnezeu, dacă este Dumnezeu, el poate să controleze natura. Numai Dumnezeu poate controla natura. A controlat-o? Da. Fiul lui Dumnezeu, că numai Dumnezeu poate, poate să facă ce vrea el cu demonii. A făcut el ce a vrut cu demonii? Da. Fiul lui Dumnezeu, numai el poate ierta păcatele. Numai Dumnezeu poate ierta păcatele. Ei spun, acesta hulește, zice. Păi, numai Dumnezeu poate ierta păcatele. Și a zis, ca să vă dovedesc că pot ierta păcatele, i-a zis slăbănogul, ridică spatul și umblă. Fiul lui Dumnezeu, dacă este Dumnezeu, poate modifica lucrurile fizice în orice fel, în orice fel vrea el. A vindecat ochi, a vindecat urechi, a vindecat slăbănogi, mădulare, rupte, frânte, ciunge, de tot felul. Deci el a pus mâna pe lucrurile naturale și le-a modelat cum a vrut el. Poate cineva să facă asta afară de Fiul lui Dumnezeu? Nu. Ei nici măcar n-au căutat dovezi. Și de ce? Pentru că dovezile erau peste tot lângă ei. Numai Dumnezeu poate să facă dintr-o pâine 100 sau 1000 sau câte vrea El. Numai El poate să facă lucrurile Nu există nicio lege fizică care să te poată face pe tine dintr-o pâine să faci 100. Nu există. Poți să faci ce scamatorii vrei tu. Nu există. Ce iluzii vrei tu. Nu există. Numai Dumnezeu poate să facă asta. N-au căutat dovezi pentru că era plin de ele. Dacă ar fi în toți capul într-o parte și ar fi întrebat pe un om de pe stradă simplu, probabil s-ar -ar fi putut da o mărturie că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Când i a intrat în Ierusalim, până și copiii, când au văzut că vindecă ciungii și orbii, au strigat. Osana, Fiul lui David, știa că El este Mesia. Era evident. Pentru că Isaia profețise că Mesia va vindeca orbii și ciungii și ologii și așa mai departe. Și El condamnă pe Domnul Isus Hristos fără verificarea mărturiei. Fără verificarea mărturiei. De ce este un proces fals? Nu poți condamna pe cineva pe baza unei mărturii chiar personale a lui, fără care să existe o dovedire, o analizare a lucrului respectiv. El zice, a Vreau să observați un lucru aici. Argumentul marului preot, argumentul marului preot, este un gest de scandalizare care are rolul de a crea un impact emoțional. Imaginați-vă, el zice, eu sunt fiul lui Dumnezeu. Normal, mare preot, calm, trebuia să spună, dovedește lucrul ăsta. Dacă cineva vine și spune, eu sunt președintele României, tu, tu te ridici și spui să trăiți? Nu. Te duci și omori cu pietre? Nu. Stai jos liniști și spui, dovedește și ești președintele României. Simplu, nu? Dacă unul spune, eu am fost în spațiu, am o rachetă în spate casă și am fost în spațiu cu ea. Hai zic, hai arată mi și mie. Îi ceri o dovadă, corect? Nu te apucă frisoanele. Dar uitați la marele preot. Ca să creeze un impact emoțional în ceilalți, a strigat, a ulit și și-a rupt hainele de pe el. Adică scan, domnule, ce a ieșit din comun? Ați văzut oameni care pentru că nu au niciun argument încep să-ți reacționeze bizar și extraordinar. gata ai și din comun. Și tu te uiți la el, bă, stai, liniștește-te. Hai să vedem despre ce este vorba. Știți? Am mai văzut, de exemplu, am și văzut și am și trăit. Odată am frânat o că mai târziu la, la, un semafor și m-am oprit în ăsta din fața mea. Dar m-am oprit numai cu numărul, m-a puțin s-a auzit numărul. Când o coborât asta din mașină, el nu s-a văzut și s-a întâmplat în spate. El, deci el nu a apucat să vină 2 metri în spate de mașină să vadă ce s-a întâmplat cu mașina lui. A, făcea, striga pe stradă, era aglomerație mult undeva. Multă aglomerație în centru unui era știi că asta, ca să-l oamenii, să creeze o emoție. Dar orice om s-ar fi aprit acolo și să uita, nu se vedea nimic. Nici la mașina lui, nici la mea. Dar el, rolul, rolul strigătelor lui și rolul vorbelor pe care le spunea aveau rolul de a crea un argument emoțional. Argumentul emoțional nu este unul rațional, prin definiție. ce... Și tu, ați văzut oameni, da, tot, da, să vezi ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat, mă, spune. Ce s-a întâmplat? S-a băgat unul în el și ce s-a întâmplat acolo? Nu, eu fi distrus tot. Sigur îți spun. Păi, tu ai văzut? Nu, dar după cum striga ăla acolo, sigur a făcut mașina praf și pulbere. Ăla abia o scăpa cu viață. Și nu era nimic de fapt acolo. Probabil să a fi rupt vreo clemă pe la număr sau pe la bară și atâta tot. Știți, cu 30 de lei le rezolvai. Cam asta au fost aici. El șa. Evident că gestul lui avea rolul de a spune ceea ce s-a spus aici este ceva ieșit din comun. Dar nu era dovedit. Nu era dovedit. Și din nou, noi care ascultăm lucrurile acestea și le vedem în Scriptură, trebuie să învățăm lucrurile acestea. Trebuie să le învățăm pentru că le vedem tot timpul în jurul nostru. Și de multe ori suntem trași în uh, falsele aceste acuzații, suntem trași în vârtejul ăsta și reacționăm la grămadă cu oamenii. Eu sunt sigur că atunci când au strigat împotriva lui Isus, răstignește unii strigau habar, n-aveau nicio problemă cu Isus. Nu le făcuse, făcuse Isus ceva greșit oamenilor, le-au greșit cu ceva. răstignește da, răstignește răstignește -l. Am mai văzut, ați văzut la un moment dat filmau uh, oamenii când s-au făcut tot felul de proteste pe tot felul de teme. Și se ducea jurnaliștii și le întreba, dar dumneavoastră ce sunteți aici? Nu sunt de acord, era un protest împotriva la, nu știu, ceva, o temă oarecare. Ăsta era total pe altă, el era pe altă undă. Și bă, prieteni, ai greșit protestul. Deci protestul ăsta a fost acum trei ani. Deci aici e altă temă, înțelegi? Suntem acum, unii protestau împotriva avortului, el era supărat pe Dragnea. Ăsta era și în pușcărie și și din pușcărie și și făcuse canal de YouTube cu arte culinare și cu o grămadă. El încă era blocat pe caseta lui. Da? Cam asta era aici. Cam asta au fost procesul care a fost împotriva Domnului Iisus. Și sunt istorici astăzi care analizează Scriptura și încearcă să găsească și să spună Domnule, Vedeți, Domnul Iisus Hristos, Hristos acest întemeietor de religie, a fost acuzat. Domnule, s-a făcut un proces împotriva lui. Eu sunt de acord că s-a făcut un proces împotriva lui. Dar ce fel de proces s-a făcut împotriva lui? Că eu, de exemplu, îți pot lua un document istoric ca și cum ți-aș deschide de un manuscris și să-ți citesc cum a fost procesul. Tu, care vorbești împotriva lui Hristos, dă mi alt document istoric și arată că lucrurile nu au fost așa. Problema este că nu ai altul. Eu nu am un document istoric. Am pe Matei, am pe Marcu, am pe Luca, am surse independente da? care au verificat procesele acestea, care au fost notate. Și dacă marii preoți și soborul și toți ceilalți vreau să se apere, nu aveau decât să scrie ei da? o desfășurare a procesului. Dar cum ar fi putut ei să scrie o desfășurare a acestui proces? Că s-ar fi făcut de toată rușinea, nu-i așa? Ar fi vrut ei să rămână în istorie un astfel de proces? Pentru că dacă ar fi scris un proces fals, cum a fost de fapt, Păi, și, sau ar fi scris minciuni, toată lumea ar fi, și ar fi spus, băi, nici minciuni, gogonate. Sunteți, nimeni nu poate să creadă ce, scrie, ce, ați scris voi acolo, da? Ce ați notat voi acolo. Și apoi, uitați, versetul 50 și 59. Versetul, mă scuzați, versetul 66. Ce credeți? Ei au răspuns. Nu ce credeți? Voi ce părere aveți despre asta? Știți, așa se fac procesele. Voi ce credeți? Mă, noi cred că trebuie să-l omorâm cu pietre. Gata, dacă ați zis voi așa, nu ei trebuiau să citeze ceva, nu? Să spună, pentru acuzația asta, există articolul cutare în Levetic sau în Om și el trebuie omorât cu pietre sau trebuie răstignit sau trebuie și așa mai departe, corect? Problema este că nu aveau niciun articol care să-l condamne pe Domnul Iisus Hristos, nici în lege. Nu aveau. Și de ce? Pentru că în lege și în profeție era prorocit despre, exact despre Domnul Iisus Hristos. Spunea ca să vindece de ce o logică, o să deschidă ochii orbilor, că o să dea elibereze oamenii și așa mai departe. Scriau toate lucrurile astea, dacă s-ar fi pus să verifice după lege, ar fi descoperit că Isus cu adevărat este Mesia, Fiul lui Dumnezeu, prorocul, mântuitorul. L-ar fi găsit pe el. De aceea s-a luat o decizie după părerea lor. Voi ce părere aveți? A, eu cred asta, eu cred asta, eu cred asta. Bun, hai să-l condamnăm, să-l omorâm. Ce proces este ăsta? Este un proces fals. De la cap la dacă tu uiți la procesul acesta, este în totalitate greșit și fals. Dar ce fac ei asta? Ei fac orice pentru a ajunge la hotărârea pe care îi aveau dinainte. Pentru că spune Biblia așa, versetul 59. Preoții cei mai de seamă, bătrâni și toți soborul căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Isus ca să îl poată. Deci orice ar fi descoperit, ei ce ar fi spus? Trebuie omorât. Orice ar fi descoperit. Pentru că asta a fost hotărârea de la început. Este acela un proces corect în care hotărârea e dată de la început? E ca și cum judecătorul, înainte să înceapă procesul, a scrie sentința. Da, trei ani. Trebuie să dea 100.000 de euro înapoi. Și apoi a spune, hai să vedem ce o făcut. Păi stai, nene, cum îi dat tu sentința aia? Păi de ce mai face procesul ăsta dacă voi aveți deja sentința pregătită? Da? Dacă voi aveți sentința înainte de acuzații, înainte de mărturii, înainte de dovezi, înainte de toate lucrurile, nu are niciun sens. Nu are absolut niciun sens. Acesta a fost procesul acesta Fals. Procesul fals. Și ascultați. Ce mi se pare mie cel mai bizar în textul acesta. Poate mai bizar decât faptul că i a trimis gașca asta să-l prindă pe Iisus. Erau ca prozi, erau soldații lor cumva. Nu erau a romanilor, da? Aparte de faptul că a lucrat pe întuneric. Aparte de faptul că l-au judecat cu hotărârea mai dinainte făcută. Aparte de faptul că au adus numai martori mincinos. Aparte de faptul că tot ce am spus până acum și ce se vede în textul acesta și mai mult decât am spus eu. Cel mai bizar mi se pare după ce au dat hortărârea. Zice așa. Este vinovat să fie pedepsit cu mardea. Atunci? Cum te-ai așteptat să, să, poartă un păstor? Un preot? Un învățător al legii? Un om trimis de Dumnezeu, nu? Chemat de Dumnezeu să fie povățuitorul celor fără cuvânt. Un om care îi chema să deschide mintea oamenilor prin cuvântul lui Dumnezeu. Cum te-ai așteptat să comporte? Chiar într-o situație în care cineva e găsit vinovat, cum te-ai așteptat să comporte? Ce te-ai fi așteptat să facă? Ascultați ce spune. Atunci l-au scuipat în față. Este potrivit unui om, indiferent ce ar face altul. Să-l vezi scuipând? Este o, un gest de josnicie, nu-i așa? Un gest de josnicie care nu se potrivește funcției pe care oamenii aceștia o ocupau. Dar vedeți, aici își dau ei toată rama lor pe față. Să arată cine sunt ei cu adevărat. L-au scuipat în față, l-au bătut cu pumnii și l-au pălmuit. Asta erau ei, în realitate. Dacă le dădeai cadru, cadru potrivit, erau niște mincinoși, niște hoți, niște pungași, niște vânzători, mintea lor era doar după bani și caracterizați de o violență josnică. Ai fi spus? A, păi nu, vezi, mari preoți poate eu fi trimis pe ăștia cu săbii și cu... Nu, nu, măi, o greșită asta, gluată asta, că mari preoți le-au spus, mergeți, mă, luați-vă hainele bune, vă acolo în grădina Ghețimani, luați frumos, aveți grijă să nu răniți, luați-l invitați, frumos, mergeți cu el, la, la, aduceți la judecată, îl judecăm, îl evaluăm și dacă e vinovat, îl condamnăm. Dar, domnule, noi nu suntem vinovați. Știți cum, au, cum, spun câteodată politicieni? Păi noi nu suntem vinovați pentru ce au făcut gardienii sau pentru ce au făcut soldații sau pentru ce au făcut cutare. Aia sunt vinovați ei. Ei trebuiau să respecte regulile. Noi i-am trimis să se comporte frumos. Dar ăștia au ieșit și au mai scăpat acolo. Gaze lacrimogene, au mai dat cu una alta, au mai dat cu bastoanele pe ăștia, băi, din greșeală. S-a întâmplat. Da, dar noi. Cum? Nu ne-a trecut prin, nou, prin, cap așa ceva. Bun, să zicem că ar fi putut avea scuza asta mari preoți, da? Dar uitați, că rămânei singur cu Hristos, ce fac? Exact ce a făcut gașca nu-i așa? Asta nu este asta comportament de gașcă. Cum zicem noi, de golan. Păi tu ești mare preot, tu nu ești. Tu... Domnul Iisus Hristos nu a avut ca să spui că Domnul Iisus s-a împotrivit, s-a luat la harță cu ei, s-a luat la bătaie cu ei, s-a luat la ceartă cu ei. A început să facă urât acolo și au zis, bă, prindeți-l, opriți-l, ca a scăpat de sub control. Nu, Domnul Iisus a fost o persoană liniștită, asta spune în Biblia, ca un miel pe care îl duci la tăiere. Nu s-a opus, opus deloc. Nu a folosit forța brută deloc. Când Petru a folosit forța, Domnul Iisus l-a oprit. Nu doar l-a oprit, a reparat ce a făcut Petru. Că a vindecat urechea acelui rob. Da? Deci Domnul Iisus nu a folosit forța absolut deloc. Și totuși ei tăbărăs pe el și ei arată că sunt exact ca acea gloată. nu e așa? Exact ca acea gloată. Toți erau la fel aici. Ăsta este un lucru care se vede în preajma suferințelor Domnului Iisus Hristos. Toți oamenii erau la fel. Că ai preot, că era tâlhar, că era prod, că erau slujitorii ăștia din gloata asta, erau la fel. Preoții erau la fel. Pentru că ei au început să-l bată cu pumnii și să-l pălmuiască. Și ascultați, nu sunt... Ăsta este un lucru care arată să poate face la un proces așa ceva? Cu ușile închise? Nu. Ar, ar scandaliza pe toată lumea, nu e așa? Să se întâmple așa ceva. Și când iasă lucrurile acestea la evaială, sunt scandaloase pentru, pentru public. Dar nu doar atât. Doar atât. Ar fi sus, avem motivul să-l condamnăm. Dar uitați ce spune. Ei ziceau, Cristoase, prorocește-ne. Cine te-a lovit? Adică dacă ești tu prorocul, demonstrează acum. Funcția profetică este o funcție revelată în Scriptură, nu? Își poate permite un om al lui Dumnezeu să glumească cu lucruri sfinte? Își poate permite un om al lui Dumnezeu să folosească lucrurile sfinte în bajocoră? Să folosească lucrurile sfinte într-un cadru din ăsta al violenței, plin de josnicie? Asta fac aici. Bajocoresc calitatea profetică mesianică. Și dacă ei credeau că Isus nu este Mesia, și dacă ei credeau că Isus nu este prorocul, nu ei un lucru scriptural, nu? Nu ei un lucru pe care ei spuneau că îl așteaptă. Această speranță mesianică, venirea lui Mesia și o ei și o terfelești într-un proces bătându-i joc. prorocește Dacă ești tu Mesia, dacă ești tu Hristosul. Asta sunt ei. Ăștia sunt falsi slujitori. Ăștia sunt falsi slujitori. Dar aș vrea să chei cu un lucru care mi se pare foarte interesant în textul ăsta. Și ce este interesant? Că Dumnezeu a orchestrat în acest proces ca oamenii ăștia să audă Evanghelia. Să audă și Evanghelia, vestea bună. Să audă Evanghelia, vestea bună. Și cum orchestrează Dumnezeu ca oamenii ăștia să audă vestea bună? Deci într-un proces religios, Dumnezeu orchestrează ca dușmanii lui Hristos și aici se vede dragostea extraordinară a lui Dumnezeu. Te uiți la atitudinea liderilor religioși a vremii și te uiți la atitudinea Domnului Iisus Hristos trimis de Dumnezeu. Și aceștia au fost chemați de Dumnezeu în funcția aceasta. Dar nu s-au ridicat la înălțimea funcției lor. De a fi preoți, de a fi liderii lui Israel, de a fi povăițuitorii care trebuiau să fie, de a fi, de a fi învățătorii care trebuiau să fie. De aceea Dumnezeu i-a lepădat. Și de aceea Dumnezeu l-a ridicat doar pe Fiul Său. De aceea Dumnezeu, dată pentru totdeauna, felul ăla de lideri, felul ăla de oameni, Dumnezeu i-a dat la o parte pentru totdeauna și nu se mai folosește de ei niciodată. Ci numai de Domnul Isus Hristos și de aceia care merg pe umele Lui urmele lui, care seamănă cu el, care vor să devină ca el, care vor să limite pe el, care vor să umble pe urmele pașilor lui. Tipul ăsta de slujitori sunt lepădați odată pentru totdeauna, pentru că sunt total neputincioși, total nefolositori. Sunt niște oameni răi, sunt niște oameni de care Dumnezeu nu s-a putut folosi. Dar uitați-vă aici, chiar și în cadrul acesta Dumnezeu își arată dragostea față de ei. Când Iisus se duce vreau să vă arăt ideea aceasta. Când Iisus se duce pe traseul acesta, cărându-și crucea spre cruce, spre uh, Golgota, încep să-l plângă femeile. Erau oameni care îl compătimeau. Nu-i așa, vă aduceți aminte. Nu toți au fost împotriva lui. Și se băteau cu pumnul în piept. Și Domnul Isus, Hristos ce le spune? Fiice lui Salimului. Nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi. Ce face Hristos acolo? Le cheamă la pucăință. Că vor veni vremuri și începe să prorocească despre ce se va întâmpla. Va fi vai și amar, va fi durere profundă, va fi nenorocire aici. Întoarceți-vă la Dumnezeu. De cer spre calvar, îi cheamă pe alții la pocăință. Tot îi preocupa de sufletele lor. Deși știa că va fi omorât, nu-i așa? Când ajunge la cruce și este sui pe cruce și-i ba jocorit, ce face Hristos? Începe să se roage pentru ei. Din nou Hristos caută mântuirea. Celor care îl ocărau, care își bajucoreau, care îl scuipau, care l-au omorât, care l-au străpus. Tată, iartă-i! pentru că și nu știu ce fac. Că și nu știu ce fac. Când sunt tâlhare în jurul lui, da? unul la dreapta, unul la stânga, și unul dintre ei îl caută pe Hristos și spune, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Ce face Hristos? Și, acesta, și acestuia Hristos îi spune, astăzi vei fi cu mine da? în împărăția mea. Azi vei fi cu mine în rai. Azi vei fi cu mine Deci în tot evenimentul acela se vede că Domnul Iisus Hristos îi caută pe cei pierduți. Când stă de vorbă cu Pilat. Domnul Iisus nu răspunde la... Dacă ne am studiat deja Evanghelia după Ioan, vezi cum Domnul Iisus îl conduce pe Pilat la adevăr. Și îl întreabă Pilat la un Ce este adevărul? Și Domnul Iisus vorbește despre împărăția lui, care nu este din lumea aceasta și așa mai departe. Îl conduce și pe Pilat. Domnul Iisus Hristos vrea să câștige și inima lui Pilat. Și când ajunge în fața acestor oameni, este ultimul moment din viața Domnului Iisus Hristos când Domnul Iisus le predică Evanghelia. Întrebarea este cum? Și ascultați. Dumnezeu a orchestrat. Ăsta este un lucru pe care noi trebuie să-l învățăm. Că oamenii nu vorbesc de capul lor. Și ei care spun prostii sunt în mâna lui Dumnezeu. Credeți asta? Și mărturiile mincinoase care s-au adus la procesul acesta și mărturiile acelea au fost în controlul lui Dumnezeu. Pentru că mărturia pe care Matei face focalizare și o scoate în evidență este mărturia aceasta. Eu pot să stric templul lui Dumnezeu și să-l zidesc chiar și în trei zile. Despre ce vorbea Domnul Isus? Când a spus el în Ioan lucrurile acesta, despre ce a vorbit el? Stricați templul acesta, ce e asta? Despre ce a vorbit? Despre moartea lui, corect? Este moartea în centrul Evangheliei? Este sau nu este? Este. Deci stricați templul acesta și îl voi ridica înapoi în trei zile. Ce este ridicarea în trei zile a templului? Învierea. Deci moartea și învierea Domnului Iisus Hristos sunt în centrul Evangheliei. Moartea este locul în care Iisus a plătit pentru păcatul nostru. Locul în care ne-a răscumpărat din robia păcatului. Locul în care l-a biruit pe diavolul. Locul în care a satisfăcut dreptatea și sfințenia lui Dumnezeu. Locul în care a plătit pentru toate călcările noastre de lege. Locul în care am fost împăcați cu Dumnezeu. Moartea. Învierea este parte din Evanghelie pentru că confirmă că lucrarea lui Isus în moartea lui a fost acceptată de Dumnezeu. Că dacă rămânea în mormânt, de unde știai tu că jertfa aia a fost primită? De aceea vine martorul acesta, mincinos, și din gura lui cumva Dumnezeu smulge lucrarea răscumpărătoare a Domnului Isus Hristos. Moartea și învierea lui. Moartea și învierea lui. Dar Evanghelia, nu cuprinde doar lucrarea Domnului Isus Hristos, ci și persoana Domnului Isus. Dacă cineva te întreabă, zi-mă evanghelia, că tot ce este evanghelia, evanghelia. Evanghelia înseamnă o veste bună. Care e vestea bună? Vestea bună este persoana și lucrarea Domnului Isus. Asta e simplu. Persoana și lucrarea Domnului Isus. Care e lucrarea Domnului Isus? Și uitați aici, Isus spune: "Da sunt fiul lui Dumnezeu." Deci avem mai înainte prin martorul acela adusă lucrarea Domnului Isus și aici Domnul Isus Hristos vorbește despre persoana lui, identitatea lui. Că un om obișnuit, chiar dacă ar muri și ar învia, ăla nu poate să-ți aducă mântuirea. Au fost oameni care au murit și au înviat. Lazar a murit și a înviat. El nu-i mântuitorul. Dar dacă Fiul lui Dumnezeu a murit și a înviat, este cu totul altceva. Și spune Domnul Iisus, continuă completând mărturia aceluia. Acela a spus, va strica templul și îl va ridica iarăși în trei zile, deci moartea și învierea, și uitați ce spune Isus. Isus continuă și spune, de acum încolo veți vedea pe Fiul Omului și la dreapta puterii lui Dumnezeu. Adică martorul acela spune, stricat templu, ridicat în trei zile, vierea, după înviere cei? Șade la dreapta puterii lui Dumnezeu și după aceea, după ce își termină perioada de stăpânii de stat la dreapta puterii lui Dumnezeu, ce se va întâmpla? Va veni pe norile cerului. Aia e Evanghelia completă. Spus acolo înaintea lor. Deci în ultima în ultima parte a vieții sale pământești, în procesul acesta, în care ei credeau că îl judecă pe Hristos, că îl îngroapă pe Hristos, gata, l-am terminat, l-am distrus, Iisus ce făcea? Vestea Evanghelia. Cine era în control acolo? Îl vedeți pe Iisus pierdut cu firea? Iisus știa pentru ce este acolo. Iisus știa că este acolo ca să vestească Evanghelia. Iisus știa că este acolo ca să vestească Evanghelia. Și aș vrea să închei uitându-vă la faptul că a fost un ucenic al Domnului Iisus Hristos care s-a întors la Dumnezeu mai târziu, pe care îl cheamă Ștefan. Da, ați auzit de Ștefan. De Ștefan. Ăsta a avut lucrare tare scurtă. Cred că mai scurtă decât eu am botezătorul. Nu a apucat ăștia să le leagă de acolo, că a intrat într-o controversă cu evreii, cu iudei și băieții l-au rezolvat rapid. Dar vreau să. <coughs> vreau să observați în fapte, capitolul 7. <coughs> El spune liderilor evrei următoarele lucruri. Vreau să ascultați. Fapte capitolul 7, versetul 55. Dar Ștefan plin de Duhul Sfânt și a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și ascultați. Și pe Iisus, stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Exact ce avem acolo. Și a zis. De ce credeți că a zis? A zis liderilor care știau exact ce le spusese Iisus și spune Ștefan, acum văd cerurile deschise și pe fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Și ascultați reacția evreilor. Ei au început să... De ce credeți că au început să răcânească? Pentru că și-au adus aminte că cu ceva timp în urmă, Domnul Iisus Hristos le-a spus exact același lucru. Și au avut acum un ucenic a Domnului Iisus care în timp ce murea, nu s-a pierdut nici el cu firea, nu a început să se tânguiască, să plângă, să se lepede, să spună nu m-ați înțeles bine, nu am folosit cuvintele bune, nu, eu de fapt sunt ca voi, iertați-mă, stați să explic ăla mai bine. Nu, el a zis, văd exact ce a spus Domnul Iisus Hristos, ce v-a spus în ultimul proces. El este acum, îl văd, la... de asta spune că au început să răcnească. Și au stupat urechile, s-au năpustit toți într-un gând asupra lui. L-au târât afară din cetate. Mai știți pe cineva care a murit afară din cetate? Pe Domnul Iisus Hristos și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul și aruncau cu pietre în Ștefan care se ruga și zicea Doamne se primește Duhul meu. Mai știți pe cineva care și-a dat Duhul? Domnul Iisus. Da? Apoi a îngenuncheat și a strigat cu glas tare. Doamne nu le ține în seamă păcatul acesta. Mai știți pe cineva care în timp ce murea așa se ruga pentru ceilalți? Ce face Ștefan? Ștefan recapitulează și pune înaintea lor din nou ce? Moartea Domnului nostru Isus Hristos. exact cum Hristos a făcut, așa face Ștefan. De ce face Ștefan asta? Pentru că erau lideri religioși în fața lui. Și le-a mai dat a doua mărturie. Știi ce spune Scriptura? Să nu aduci nicio vinovăție decât pe mărturia doi sau trei martori. Lai pe Hristos și acum l-ai pe Ștefan, care cumva, într-o mică măsură, dar asemănător cu Domnul Isus Hristos, le vestește Evanghelia. Să roagă pentru el Le aduce aminte ce a spus Domnul nostru Isus Hristos. Și uitați, Aici, în textul acesta, după ce Isus le vorbește despre lucrarea lui, despre identitatea lui, vreau să observați un lucru. Spune așa, te jur pe Dumnezeu cel viu să ne spui dacă ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu. Și ascultați ce Isus spune. Isus spune, veți vedea pe Fiul? Păi era Fiul lui Dumnezeu sau Fiul omului? Că ei l a întrebat, ești Fiul lui Dumnezeu? Și el a spus, da, sunt. Și zice, veți vedea pe Fiul? Trebuia să spună Fiul lui Dumnezeu. Dar el spune, veți vedea pe cine? Pe Fiul? Asta înseamnă că Isus le prezintă adevărata lui identitate. El este și Fiul lui Dumnezeu și este și Fiul omului. Aceasta este Evanghelia, dragii mei. Evanghelia atât de simplu prezentată acestor oameni. Identitatea Domnului Isus Hristos. El este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat și El este om adevărat din om adevărat. Când s-a dus la crucea de la Golgota, fiindcă a fost Dumnezeu, a putut să aducă o jefă infinită în valoare. Că dacă nu era Dumnezeu, era ce jertfă? Nu era jertfă. Fiindcă a fost om, a putut să moară, că Dumnezeu nu poate să moară, a trebuit să aibă carne ca să poată muri. Deci l-ai prezentat pe Fiul lui Dumnezeu ca Dumnezeu și om. Apoi ai prezentat moartea lui ispășitoare, învierea lui confirmatoare, înălțarea lui la dreapta Tatălui în poziție de supremație absolută și întoarcerea lui, venirea lui înapoi. Căutați dumneavoastră textul ăsta în faptele apostolilor și veți vedea că spune la un moment dat că mulțimi de preoți se întorceau la Dumnezeu. De ce se întorceau mulțimile de preoți la Dumnezeu? Nu are pentru că rugăciunea Domnului Isus pentru ei a fost ascultată de Tatăl? Nu are pentru că cuvintele și Evanghelia pe care Isus le-a dat-o în procesul acela a început să-și facă lucrarea și să aducă rod? Nu are pentru că uh, uh, ceea ce au făcut după aceea și predicarea lor și comportamentul lui Ștefan și moartea lui și martirajul lui le-a dus aminte de cuvintele lui Hristos, de moartea Domnului Isus Hristos și și-a făcut rodul acolo? Da? De aceea, în dimineața aceasta, n-am vrut doar să rămânem în minte doar cu faptul că procesul care a fost intentat împotriva Domnului Isus a fost un proces fals. Că slujitorii aceia care l-au judecat pe Domnul Isus Hristos au fost niște slujitori falsi. Și să rămânem în mintea noastră cu adevărul acesta. Că Domnul nostru Isus Hristos, plin de dragoste și de bunătate, de milă și de îndurare și de har, ca Fiul al lui Dumnezeu trimis de Dumnezeu pentru răscumpărarea oamenilor și în ultimele ceasuri ale vieții sale, când oamenii aceștia, Căutau să-l distrugă ca niște tâlhari, ca niște câini care îl înconjurau să smulgă din el. El își dădea viața pentru ei și înaintea lor prezenta Evanghelia. Își prezenta, prezenta lucrarea lui și identitatea lui pentru a-i câștiga pe oamenii aceștia. Și în numele acestui Domnul Iisus Hristos l slăvim și noi, acum și în veci. Amin.